Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Iată principalele subiecte ale zilei. Probleme serioase în Păulești, primarul se plânge de arădeanul care a revendicat terenurile de sub case. Start la examene și pentru elevii claselor a 8-a. Aceștia au avut astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Cod galben până mâine în județ, avem mai multe informații în câteva momente. Odiseea caselor din Păulești, de sub care un arădean a revendicat terenurile, continuă. Primarul localității nu găsește înțelegere la moștenitor care nu vrea nici alte suprafețe și nici despăgubiri. Chiar dacă Comisia Locală de Fond Funciar i-a pus la dispoziție alte terenuri pe care le deține, arădeanul nu semnează procesele verbale și s-a plâns conducerii județului că punerea sa în posesie este tergiversată. Primarul din Păulești a încercat să găsească soluții în așa fel încât să mulțumească ambele părți. A găsit terenuri disponibile și a încercat punerea în posesie a arădeanului, dar acesta a refuzat. Am întocmit proces verbal de punere în posesie. Bineînțeles, în sentință nu specifică că pe vechiul amplasament, pe raza comunei Păulești. I-am oferit două amplasamente, la Hrib și la Petin, refuză semnarea, pentru că lui trebuie numai în Păulești. În Păulești, domnilor, nu avem atâta teren să punem un plet. Ba mai mult, moștenitorul în continuare cere părți de teren care se află sub casele oamenilor sau suprafețe de teren pe care în prezent există culturi agricole. Primarul se află într-o situație de șah juridic, având în vedere că toți și-au dobândit terenurile în mod legal, iar comuna nu mai dispune de suprafețe de rezervă în satul Păulești. Să-l pun eu în posesie cu suprafața respectivă. Spuneți-mi dumneavoastră, care dintre dumneavoastră ar avea curajul sau, mă scuzați de expresie, obrazul, să pui suprafața cetățeanului de sub casă la dispoziția sau să fac tipul de proprietate. Și cetățeanul de sub casă rămâne cu casa agățată. Eu nu stric gardul, bat parul, am somat cetățenii de două ori să elibereze, acum de bineînțeles, cetățenii, unii au semănat, alții n-au semănat, sunt de acord să fie ocupați, zice, domnule, să aștepte să luăm noi recolta. Asta e problema lor, nu ne privește pe noi. Noi am făcut proces verbal de punere în posesie. El refuză să semneze pe motivul că să punem noi în posesie, dar să fie teren liber de sarcină. Eu nu contest proprietatea cetățeanului. Are dreptul. Dar și legea și sentința scrie pe raza comunei unde avem teren disponibil. Comisia de Fond Funciar va solicita un punct de vedere și din partea arădeanului, care susține că punerea sa în posesie este tergiversată, iar astăzi a primit documentația aferentă cazului din partea Comisiei Locale de Fond Funciar. Exact, să facă o referire exact despre ce este vorba, ce sentințe se tergiversează de către Comisia Locală și de ce nu se... Și dacă se va constata, ne va da un răspuns ferm și vom constata acest lucru, vom lua măsuri în consecință. La începutul acestui an, situația din Păulești a ajuns pe masa prefectului după ce mai mulți cetățeni au afirmat că arădeanul ar fi răspândit zvonuri conform cărora ei au urmat să fie evacuați din case și imobilele scoase la licitație. Emoții pentru elevii claselor a 8-a, astăzi a început evaluarea națională. Prima probă, cea de limba și literatura română, nu le-a dat mari bătăi de cap elevilor care susțin că au învățat mult în aceste zile. Peste 2500 de absolvenți ai clasei a 8-a au intrat astăzi în examen. Prima probă a evaluării naționale, cea de limba română, le-a propus elevilor subiecte ușoare la care s-au descurcat potrivit mărturisirilor acestora. Examenele continuă mâine. Calendarul evaluării naționale din 2014 este următorul: 23 iunie limba română, 24 iunie limba maternă, matematică în 25 iunie, în 27 iunie afișarea rezultatelor parțiale, iar în 1 iulie afișarea rezultatelor finale. În acest an, media de la aceste teste naționale va reprezenta 75% din media de admitere la liceu, iar 25% vor conta mediile din gimnaziu față de 50% anul trecut, de altfel singura noutate față de capacitatea din 2013 au declarat reprezentanții Ministerului Educației.
Petrecere pe cinste aseară în satul mare, cei mai în vogă artiști ai momentului au cântat de zilele județului. Avem imagini de la concerte, dar și reacțiile vedetelor în câteva momente la știri. Nord-vestul țării se află sub cod galben de furtună până mâine seară la ora 23. În acest interval, Administrația Națională de Meteorologie precizează că instabilitatea atmosferică va fi accentuată, iar pe parcursul nopților se așteaptă la averse ce pot avea și caracter torențial, descărcări electrice, dar și intensificări ale vântului, care pot lua aspect de vijelie. Izolat pot avea loc și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25,30 de litri pe metru pătrat, chiar și 50,60 de litri pe metru pătrat. Primăria Satu Mare a reluat procesul de avizare a stemei municipiului. Primarul Dorel Coica a propus pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect de hotărâre pentru ca dosarul să fie completat și trimis spre aprobare către București. Stema municipiului are toate avizele necesare, lipsesc doar anumite elemente de birocrație pentru ca ea să fie aprobată prin hotărâre de guvern și publicată în Monitorul Oficial. Demersuri pentru avizarea stemei municipiului au mai fost făcute în 2014, dar documentația nu a fost completată. Stema actuală deține avizul Comisiei Naționale de Heraldică și genealogia Academiei Române. Un tânăr din Hunedoara este cercetat de polițiștii de frontieră pentru că s-a folosit de un permis de conducere fals. Ieri, în jurul orei 14, un echipaj al Poliției de Frontieră din cadrul sectorului Carei a oprit pentru un control la ieșirea din Carei spre Satu Mare un autovehicul pe care erau aplicate plăcuțe cu numere provizorii de Satu Mare. Mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 23 de ani din județul Hunedoara. Polițiștii de frontieră i-au solicitat conducătorului auto să prezinte la control documentele personale și cele ale mașinii. Tânărul a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritățile britanice, care însă nu era un document autentic. Acum, hunedoreanul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals și conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a deține permis de conducere. Un cetățean moldovean a încercat să iasă ilegal din România. Ieri, în jurul orei 13, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Petea au observat o persoană de sex masculin care se îndrepta spre teritoriul statului maghiar pe jos, încercând să ocolească punctul de trecerea frontierei Petea. Frontieriștii l-au oprit, iar în cadrul cercetărilor, bărbatul a declarat că a recurs la această metodă deoarece intenționa să ajungă într-un stat din spațiul Schengen și nu deținea documente valabile. Pe numele moldoveanului au fost întocmite acte premergătoare începerii urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat. Nu doar sătmărenii care au fost în piața 25 octombrie s-au distrat de minune, ci și cei care au decis să petreacă zilele județului la scena de folclor. Timp de două zile, ansamblurile folclorice din județ și-au prezentat programele artistice din repertoriu pentru ca seara iubitorii de muzică populară să aibă parte de recitaluri extraordinare. Distracția a fost la cote maxime atât sâmbătă cât și duminică seara, când au cântat Văru Săndel, Aurel Tămaș, Viorica Macovei și Ionuț Fulia. Seria concertelor extraordinare de muzică populară a început sâmbătă seara cu cei de la Cununița Năzdrăvană și ansamblul secuiesc de stat Harghita. Seara, pe scena amplasată în fața casei de modă, au urcat Petrica Mureșan, Văru Săndel și Aurel Tămaș. Spectacolul de folclor a continuat cu recitalul susținut de Herz cu Agnes, urmat de cel al ansamblului Transilvania. Seara de ieri s-a încheiat cu concertele susținute de Viorica Macovei și Ionuț Fulea, acompaniat de ansamblul Codru de România.
Zilele județului Satu Mare s-au încheiat aseară cu super concerte. Fanii sătmăreni au cântat împreună cu Antonia, Alex Velea și Andra. Artiștii s-au declarat fascinați de publicul sătmărean. Cele trei zile de petrecere au luat sfârșit aseară cu spectacolele artiștilor de top din România. Cu un concert exploziv, Alex Velea a creat o întreagă nebunie în centrul municipiului. Una dintre cele mai sexy soliste din țară a concertat la Satu Mare în premieră. Antonia a venit cu un show excepțional, iar la final a fost răsplătită nu doar cu aplauze, ci și cu un cadou din partea Consiliului Județean. Foarte primitori, am avut puține emoții că a fost foarte mult, dar m-am simțit extraordinar. N-ai mai fost la Satu Mare? Am mai fost, da. Deja cunoști atunci publicul, ai știut ce gustie. Pentru că eu de obicei când vin când citesc să plec, sunt pe grabă, dar am văzut niște peisaje foarte frumoase, apropo, pe drum și mă bucur să fiu aici. Ai aflat mai multe și despre noi, pentru că domnul președinte al Consiliului Județean ți-a făcut și o surpriză. Am făcut o surpriză, da, și vreau să-i mulțumesc foarte frumos. Am primit și o păpușă oșenească. Da, și flori. Finalul spectacolelor a fost unul de neuitat. Andra, alături de patru dansatoare și instrumentiști, a făcut spectacol de zile mari. Artista a apreciat ospitalitatea sătmărenilor. Hey, yeah. Și prin vânt și ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ și ai tot bungat peste ocean și munți, pe râuri revi și apoi te-ai hotărât să mă asculți. Și voi, de parcă nu ți-am zis, voi doar iubirea asta fie și poți să trezi în bine prin toate lângă o altă jumătate. Banii n-aduc fericirea, dar te ajută să trăți iubirea. Vorba bine, atât de bine cât ești cu mine, inevitabil va fi bine. Se pare că emisiunea lui Cătălin a fost urmărită și toată lumea știe că am împlinit 14 ani de carieră, așa că am fost primită cu brațele deschise, cu multe aplauze și cu un cadou. Timp de trei zile, Sătmarul a fost în sărbătoare. Pe scena zilelor județului, Satu Mare a urcat artiști de top atât din țară cât și din Ungaria. Avem acum știri pe scurt, aflați despre sărbători, dar și evenimente culturale. Episcopul Maramureșului și Sătmarului și-a aniversat astăzi ziua de naștere. În semn de mulțumire, acesta a săvârșit o liturghie arhierească la Catedrala Ortodoxă Sfânta Treime din Baia Mare. Alături de el au fost și prefectul județului Satu Mare, Eugeniu Avram, dar și preotul Gabriel Groza de la Liceul Teologic Nicolae Steinhardt, care a participat la oficierea slujbei. Preasfinția sa a ținut să mulțumească tuturor celor care au decis să fie astăzi alături de el. Este un moment de mulțumire și recunoștință pe care îl aducem lui Dumnezeu prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii aici în Catedrala noastră episcopală pentru toate darurile pe care Dumnezeu ni le dăruiește din prima zi a vieții noastre. Vă mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră aici și vă asigurăm de rugăciunile noastre permanente. Din partea delegației sătmărene, episcopul a primit un coș de flori, o felicitare și un cadou simbolic. La liturghia oficiată astăzi de preasfinția sa au fost prezent și protopopul municipiului Carei și cel al orașului Negreștoaș. Sărbătoare mare mâine la Scrișoara Nouă. 30 de prelați din mai multe județe ale țării sunt așteptați la liturghia de mâine oficiată de episcopul Maramureșului și Sătmarului Justin Sigheteanul cu ocazia Hramului Mare al Mănăstirii. Cu această ocazie vor fi sfințite și noile realizări ale mănăstirii, a precizat într-un comunicat de presă starețul
mănăstirii, arhimandritul Timotei Bel, exarhul mănăstirilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. În fiecare an, pe 24 iunie, mănăstirea Scărișoara este vizitată de pelerini din județ, dar și din regiunea de nord-vest a țării, care doresc să participe la Sfânta Liturghie a Lăcașului de Cult. Alături de ei sunt mereu și autoritățile locale și județene, mai ales că Sfântul Ioan Botezătorul este protectorul județului Satu Mare. Și în acest an sunt așteptați cât mai mulți credincioși pentru a participa la evenimentul religios. Mănăstirea Scărișoara Nouă este cel mai vestic lăcaș monahal ortodox din țară. Faimosul pianist armean Harita Vitian și percuționistul sătmărean Cerei Ciobo vor susține joi 26 iunie de la ora 18 la Sinagoga Mare un concert de excepție în cadrul evenimentului Satu Mare Jazz. În deschidere va cânta muzică experimentală formația KFS Trio. Biletele se găsesc la sediul Centrului Cultural Geme Zanfirescu sau se pot procura în seara concertului de la intrarea în sinagogă. Prețul unui bilet este de 20 de lei. Evenimentul este organizat de Primăria Satu Mare, Consiliul Local Satu Mare, Centrul Cultural Geme Zanfirescu și Comunitatea Evreilor din Satu Mare. Iubitorii de muzică de calitate din municipiul Carei s-au delectat la sfârșitul săptămânii trecute spectacole muzicale de excepție. Vineri după amiază a avut loc un recital de muzică clasică ce s-a desfășurat în sala Cavalerilor a Castelului Caroi. Cu această ocazie au fost interpretate fragmente din arii celebre. La finalul recitalului, publicul a aplaudat minute în șir prestația plină de energie a interpreților. Manifestările muzicale au continuat sâmbătă seara cu un extraordinar concert de seară intitulat Liviu Borlan după 20 de ani. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la trecerea în neființă a compozitorului originar din Sanislău. Concertul a fost susținut de renumita corală Armonia din Baia Mare, condusă de profesorul Mihaela Bobzăiceanu. Continuăm jurnalul cu sport prezentat de Florin Mureșan și Meteo cu Silvia Spanciu. Rămâneți aproape! Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Visul antrenorului Adrian Pricop de a juca cu echipa de volei din Satu Mare în prima ligă e pe cale să se împlinească. Chiar dacă sportiv nu a promovat în urma turneului de baraj de la Iași, CSM Satu Mare poate profita de retragerea din liga a formației Miroslava, care din motive financiare a decis să rămână în eșalonul 2 pentru încă un an. După discuții purtate de oficialii CSM-ului cu conducerea federației și bineînțeles cu primarul Dorel Coica, s-a decis ca echipa noastră să nu rateze această oportunitate și de la toamnă să facă parte din elita voleiului românesc. Anul trecut ne-am înscris în campionatul național de senioare, divizia A2, cu scopul de a căpăta experiență. Avem o echipă tânără la CSM Satu Mare, dar se pare că pe parcurs echipa a progresat foarte mult. Ne-am trezit în final la turneul de baraj, unde ne-am clasat pe locul 3, deci la turneul de baraj de promovare în prima divizie. Locul 1 și locul 2 ocupat la turneul de baraj au fost Clujul și Miroslava Iași. Și acum 2 zile am primit o veste, Miroslava Iași s-a retras din campionat și ca urmare... S-a retras de tot sau preferă să rămână în Liga a doua? Rămâne în Liga a doua. Și se pare că avem oportunitatea de a juca în prima divizie. Da. Campionatul va începe undeva în luna octombrie, așa că e timp destul pentru pregătiri și transferuri. Mai mult, duminică, voleibalistele cadete au reușit să câștige un puternic turneu internațional cu 11 țări la start și 16 echipe la Iaslon, Polonia. Gruparea pregătită de Adi Pricop a învins reprezentativele Slovaciei, Poloniei, Macedoniei, iar în final au dat piept cu Centrul Național de Excelență de la Schwerin în Germania. Fetele noastre au obținut victorii pe linie fără a ceda un set. În urma evoluțiilor bune, două dintre jucătoarele noastre au primit premii speciale. Astfel, Alexandra Molnar a primit titlul de cea mai bună jucătoare, iar Adriana Matei a fost declarată MVP-ul turneului. Alături de acestea au mai evoluat în Polonia Denisa Năstruț, Natalia Preda, Natalia Aci, Andreea Maxim, Andra Curta și Teodora Columbianu. În plus, Alexandra Molnar, Adriana Matei și Natalia Preda au fost convocate și se vor pregăti în perioada următoare cu lotul național de cadete al României. Împrumutat pentru un sezon la Olimpia Satu Mare, atacantul de 19 ani, Denis Lemac s-a întors în această vară la Dinamo, club cu care se află sub contract. Lemac, care a impresionat la Satu Mare prin evoluțiile sale din prima parte a sezonului, speră să-l convingă pe antrenorul Câinilor, Flaviu Stoican, care valoare să rămână în lotul cu care Dinamo va evolua în Liga 1.
Mă simt excelent și atmosfera e foarte bună. Voi da tot ce pot pentru a reprezenta o opțiune pentru linia de atac atunci când va începe noul sezon. Îmi plac mai mulți atacanți, dar jucătorul care m-a impresionat cel mai tare este Țucudean. Cred că mă aseamăn cu el în joc și vreau să ajung în scurt timp și eu la nivelul lui, a spus Denis Lemac pentru site-ul oficial al clubului din Ștefan cel Mare. Lemac ține să le mulțumească celor de la Olimpia pentru șansa acordată și pentru modul în care a fost tratat la Satu Mare și a mai amintit că eu sunt dinamovist de mic și cred că mi-au fost răstălmăcite cuvintele anul trecut după un interviu. Respect Steaua și performanțele lor, dar eu vreau din tot sufletul să joc pentru Dinamo, a precizat rândul atacant. Altfel, un alt fost cadet de la Olimpia, Cornel Ene, se pregătește cu lotul CFR-ului și se pare că are mari șanse de a rămâne la fosta campioană a României din Cluj. La sfârșitul săptămânii care s-a încheiat la Graz, în Austria, a avut loc un turneu internațional rezervat judocanilor cu o prezență numeroasă de peste 20 de țări. Printre participanți s-au numărat și cei de la CSM Satu Mare, care s-au întors acasă cu rezultate notabile, clubul încheiind concursul pe locul 3. Marian Halas la 81 de kg, Cristian Bodrlău la 90 de kg, Loran Șamel de la CS1 CSM Satu Mare la 100 de kg și Ovidiu Pop la plus 100 de kg au cucerit medaliile de aur după evoluții foarte bune. De asemenea, mai tânărul Cristian Șereș la 66 de kg, tot de la CS1 CSM Satu Mare, a cucerit medalia de argint. Și-a dat un bilanț bun al sportivilor, 5 medalii, din care 4 de aur și una de argint obținute într-un concurs important. Pentru judoka sădmăreni urmează la finele acestei săptămâni un nou turneu internațional, urmele vor intra pe tatami la Split în Croația. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Bună seara, un cod galben a fost emis astăzi de către Administrația Națională de Meteorologie. El este valabil pentru toată regiunea de nord-vest al țării, unde în a doua parte a zilelor de astăzi și de mâine ne așteptăm la averse, descărcări electrice și vijelii. Haideți să vedem minimele și maximele zilei de mâine. Și pe continent ne așteptăm la precipitații. În zonele de vest și de est vom avea 24 de grade la Lisabona, 25 la Madrid și Paris, 23 de grade la München, 27 la Roma, 25 de grade cu precipitații mâine la Budapesta. Nu scăpăm din păcate de precipitații nici pe cuprinsul țării noastre, iar cantitățile de apă căzute în zona de Transilvania s-ar putea să fie însemnate. Temperaturile ajung undeva pe la mediile perioadei. Vom avea 30 de grade la București, 27 la Constanța, 28 de grade la Iași, mai rece va fi în Ardeal, 21 de grade la Brașov, 22 la Cluj-Napoca, 26 la Timișoara. Întreaga regiune de nord-vest a țării se află sub atenționare de cod galben valabilă astăzi seară și mâine seară. Ne așteptăm la averse, descărcări electrice, vântul se ia aspect de vijelie. Cantitățile de apă vor fi între 25 și 30 de litri pe metru pătrat, în timp ce s-ar putea ajunge izolat chiar și la 50-60 de litri pe metru pătrat. În anumite locuri s-ar putea să avem căderi de grindină. Maximele nu vor depăși 24 de grade, în timp ce minima va ajunge până la 9 grade. La noi în județ în această seară cerul va fi mai mult acoperit și ne așteptăm la precipitații îndeosebi. În zona țării Oașului minima va fi de 12 grade la Satu Mare, care a ieșit tăjnat, 10 grade la Negrești, Oaș. Meteorologii se așteaptă mâine la noi în județ din nou la precipitații, dar și la intensificări de vânt. Vom avea maxime de 21 de grade la Satu Mare, care a ieșit tăjnat, 20 la Negrești, Oaș. Nici municipiul, din păcate, nu va avea parte de o vreme mai bună, cerul va rămâne predominant noros, vom avea dimineață 12 grade în termometri, iar pe timpul zilei nu vom depăși valorile de 21 de grade. Acestea au fost principalele informații meteo, noi ne vedem mâine, până atunci să aveți parte doar de vreme bună alături de Nord-Vest TV. Acestea au fost știrile, sunt Silvia Cech și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Nord-Vest TV. La revedere!